În timp ce industria imobiliară crește și se dezvoltă vertiginos, blocurile vechi sunt uitate. Majoritatea clădirilor din capitală nu au o expertiză tehnică, iar locatarii nu știu cât de sigure sunt acestea și dacă ar rezista unui cutremur mai puternic. Cele mai vechi construcții sunt amplasate în sectoarele Centru, Râșcani și Buiucani. Clădirile de tip Hrușciov, într-adevăr, acestea sunt cele mai vulnerabile, sunt cele mai expuse riscului de a fi avariate. Expertizele pentru blocurile vechi de peste 40 de ani nu sunt efectuate, deoarece sunt destul de costisitoare. O simplă investigație începe de la suma de 100.000 de lei. Locatarii sunt siguri că dacă s-ar face verificările necesare, atunci blocurile vechi ar avea o viață mai lungă. Așele mai vechi sunt mai rezistente. Nu au furat atunci mult ciment. Eu am procurat foarte de mult, mai mult de 20 de ani urmă. Nu mă uitam atunci la criterii, mi părea că totul merge calitativ și bine. Deci nu mă gândeam la criterii, dar acum știu de problema asta. E foarte pericol, e distrus complet înăuntru, distrug strașnic. Zi se aude numai lucru mecanismelor electrice, tai, fărâmă, nu se uite la nimic. Unii locuitori ai capitalei au o reticență însă față de noile construcții. Ce părere aveți despre blocurile noi? Credeți că sunt mai rezistenți sau sunt mai puțin rezistenți? Mai puțin rezistenți. Ultimul timp cam rău să construiesc, părerea mea. Fiindcă nu sunt materialele necesare care ar trebui ca să le, să le folosească, să le utilizeze. Părerea mea e aceea că clădirile care vechi, construite, am vedere construite mai temeinic. De ce? Părerea mea. De ce? De ce? Fiindcă temele e mai bune. Puțin dintre locuitorii capitalei știu că există o hartă seismologică a Chișinăului în care sunt indicate zonele cele mai riscante în cazul unui cutremur. Harta a fost elaborată de specialiștii de la Institutul de Seismologie în 2013 și expiră în 2020. Zona aceasta de 8 grade este specifică pentru partea de jos a orașului Chișinău, deci în lunca râului Bâc. Sunt evidențiate și alte zone pentru Poșta Veche, zonele joase dintre Ciocana și Râșcani, partea deci, pe direcția străzii Muncești. Bineînțeles, aceste zone sunt mai afectate și clădirile mai vulnerabile în cazul unui cutremur major vor avea mai mult de suferit. Din totalul de blocuri care sunt în Chișinău, 70% au un grad înalt de uzură, iar 30% au nevoie de reparații urgente ale acoperișurilor.